ați venit la conferința de presă de astăzi. Cred că este o premieră. Organizația noului PNL Aiut s-a decis să realizeze lansarea echipei sale printr-o conferință de presă. Mi se pare inoportun pentru Aiut un spectacol festivist în orice sală sau dacă nu în orice loc din municipiul Aiut în acest moment, pentru că Aiutul este în situația în care nici măcar un spectacol nu mai poate să aducă bucurie aiudenilor. Vă mulțumim că ați venit la conferința noastră de presă și pentru că mâine începe campania, ținem să vă precizăm temele noastre, punctele noastre importante și ținem să vă prezentăm echipa cu care dorim să administrăm municipiul Aiut. Pentru început, o spun clar și răspicat. Nu candidez din partea acelui PNL pe care l-am criticat ani și ani la rând. Așa cum nu candidez nici din partea PDL. Candidez din partea unui nou PNL care, dacă reușește să convincă aiudenii și știm că putem face acest lucru, va fi Partidul Aiudenilor. Pentru acest lucru, eu, Oana Badea, aiudeancă, născută în Aiut, nu mi-am propus să apar singură în fața aiudenilor. De o vreme, de timp, am căutat să leg punți de dialog și de conturarea unor soluții cu aiudeni, fie plin de experiența unei vieți profesionale excepționale, fie cu aiudeni care n-au făcut niciodată politică. Și subliniez, în echipa cu care mă prezint în fața aiudenilor, aproximativ 60% sunt oameni care nu au mai fost pe listă de partid. În primii 10, 5 sunt candidați care nu au făcut politică în vechile structuri sau sunt pentru prima dată membrii ai acestui nou PNL despre care vă vorbesc. Obiectivul nostru este o administrație de nota 10 pentru Aiut. Dacă un lucru ți-l spune orice aiudean, acela este că la Aiut, administrația locală, de peste 20 de ani, a reușit să fie un eșec. Așteptările aiudenilor sunt cele legate de schimbare și de aceea echipa pe care o propun aiudenilor are nume de rezonanță pentru comunități profesionale sau comunități civice din municipiul Aiut. Am să vă prezint câteva din nume, nu înainte să vă spun că în construcția noului PNL am lăsat ușile deschise tuturor membrilor din cele două partide care au dispărut prin fuziune, dar care n-au avut schelete în dulap. Și am deschis larg ușa oamenilor care n-au făcut niciodată politică, oamenilor care sunt pe propriile lor picioare și n-au nevoie de sinecuri pentru a exista și pentru a trăi. Cei care sunt în jurul meu sunt doar o parte din echipa de excepție pe care o propunem aiudenilor la aceste alegeri locale. Ca să fiu și mai concretă, voi spune că am avut o discuție onestă cu Alin Florea, contracandidatul meu, înainte de desemnarea candidatului PNL Aiut. L-am rugat să fie pe lista de consilieri locali, dar decizia lui a stat între a renunța la funcția de director al bibliotecii din municipiul Aiut și cea de a fi candidat la funcția de consilier pe lista noului Partid Național Liberal Aiut. Decizia lui a fost să rămână director al bibliotecii municipale.
îl vrem în echipă, îl așteptăm în campanie, în măsura în care funcția pe care o deține îi permite acest lucru. Însă trebuie să se știe că a primit această ofertă și că decizia i-a aparținut. O spun foarte clar înainte de a vă prezenta echipa cu care ieșim în această bătălie pentru binele aiutului. O spun răspicat, subliniez, cei care nu vor veni în această campanie, nu vor să construiască noul Partid Național Liberal. Mai mult, și o spun în cunoștință de cauză, cei care nu doar nu se implică, ci aleg să se implice într-o altă zonă politică, nu fac altceva decât să rămână acolo unde au fost tot timpul. Pentru că la Aiut bătălia nu este cu un partid, ci este cu o clică sau o cloacă, cum vreți să-i spuneți, dincolo de partide, care s-au obișnuit să fie la butoane, care s-au obișnuit să decidă pentru un grup restrâns de oameni. Recâștigarea administrației locale pentru aiudeni, în beneficiul dezvoltării municipiului, înseamnă schimbarea acestei administrații de la rădăcină. O să mă întristeze orice pierdere, orice pierdere dintr-un partid nu poate să bucure pe nimeni, dar subliniez, ușile sunt deschise pentru cei care cred în noul Partid Național Liberal.